Hai, salut, prieteni! Sunteți pe Capital TV. Asta e vlog episodul 8. Să-i dăm drumul. Scurt și la obiect, ci că zilele trecute, mai exact vineri, în Iași s-a furat o mașină de către un hoț. Nimic neobișnuit până acum. Doar că hoțul ăsta a furat mașina cu tot cu copilul de 5 ani care s-a aflat pe bacheta din spate. Tăticul acestuia a coborât din mașină să meargă până la unul din magazinul din apropiere și a lăsat cheile în contact și copilul în mașină. Iar când s-a întors, ia-l de unde nu-i. Mașina a fost găsită ceva mai târziu abandonată, iar copilul teafăr și nevătămat lângă mașină plângând. Păi sincer, nu m-aș mira ca pe viitor prin Iași să se ducă vestea și să fie plin de mașini cu cheia în contact și cu soacra pe bancheta din spate. Știi cum zic? Și reclama e la Snickers cu sportivia în vestiar care la un moment dat se ceartă din cauza că unul dintre ei nu-și găsește deodorantul. Iar apoi un tip vine, apare cu un Snickers în mână, îl întinde și spune să-l mănânce pentru că atunci când e foame se transformă într-o divă. Ok, which one of you losers nick my deodorant? Who'd want to smell like you? No, who would smell like you? Brilliant. Witty. Zip it, Shrimpy. You know, you're bad at football, but at least you're short. Whoa! Dan, eat a Snickers. Why? Because you turn into a right diva when you're hungry. Better? Better. Ei bine, iată că și românii au făcut o variantă a reclamei, care din start e mult mai amuzantă decât cea a britanicilor. Doar că în loc de Snickers, e vorba de ceapa naturală de la țară. Auzi, vă, Aurico, cine mi-a luat fătul ăsta de farduri? Ia fă ceapa asta. De ce? Pentru că atunci când se foame, te transformi într-o pițipoancă. Better? Much better. Nu ești tu când ți-e foame. Ceapă naturală de la țară. Acum pot să stau jos. În continuare l-avem pe inegalabilul Hasan Baba, sau Hasan Baba, sau cum l-o chema pe tipul ăsta, care de fapt e o mică vedetă a internetului. Are peste 11 milioane de vizualizări pe YouTube și nu face nimic altceva decât să danseze în fața nepoților. Acum dansează, te cred și eu, care are 11 milioane de vizualizări. Are un dans destul de ciudat și amuzant în același timp și trebuie să recunoaștem că pentru vârsta lui e destul de energic. Și totuși, spune și mie, ce face cu două televizoare în aceeași cameră? Mută mileu de pe unul pe altul sau... Plus de asta, după reacția copiilor, îmi dau seama că efortul bunicului de a înveseli pe puști în zadar. Nici măcar nu-l bagă în seamă. Degeaba își dă el duhul pe acolo. Iar spre final trebuie să recunosc că am avut oarecum emoții. Mă gândeam că Hasan ăsta e pe cale să șuteze unul dintre copii de nervi că s-a zbătut degeaba și nimeni nu l-a băgat în seamă. Doar că faza s-a dovedit de fapt a fi schema lui de final. Bun, cam asta ar fi de făcut. Cu căciula trasă pe cap, iei de jos un lemn și l-arunci pe spate, încercând să nimerești legheanul ăla. Doar că, dacă prietenii tăi sunt puși pe glume proaste și tu vrei să le dai satisfacție, e clar că o să te arzi. Uncle Benny just said, throw that over your head, do not hit yourself in the head. Au, destul de dureros numai când te uiți la clipul ăsta și îmi place modul în care tipul ăla inspiră oarecum încredere puștiului care urmează să-și facă mare omletă. Să nu te lovești la cap. Păi, bine, bine, și cu restul cum rămâne? Throw that over your head. Do not hit yourself in the head. Ha 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 ha
prima lecție de călărie nu se uită niciodată. E momentul ăla din viață când faci ceva nou pentru prima oară. E senzația de bucurie care ți-a șterne în suflet. Bine, asta dacă măcar apuci să te urci pe cal. You need to be standing, dude. If he took off, you'd go ass backwards. Can you stand on your other foot? Not really. Hold the horn. Go. You go. Bine, nu o să fiu acum răutăcioși și să spun că tipul ăla e un tântălău și jumătate sau un retardat drăgălaș cum îl alintă tipul care filmează. Doar că e și păcat, frate, după ce te-ai chinuit atâta, să nu nimerești calul ăla. Cred că o ușoară senzație de dezamăgire a avut și calul. Adică, frate, eu înțeleg că tipul ăla și-a ratat copilăria și că are fesele goale, dar tocmai pe ăsta l-ai găsit să-l plimb. Cascadorile cu motorul sunt din ce în ce mai la modă și plus de asta nu ești rider adevărat dacă nu faci măcar o schemă, ori să mergi cu spatele, ori să stai în cap pe motor, iar pentru a învăța să faci schemele astea trebuie să exersezi și cel mai sigur ar fi să o faci într-o parcare goală. Băi, frate, un singur stâlp, unul singur și tu nimerești în toată parcarea goală. Păi nici dacă îl plăteai să meargă cu spatele și să nimerească stâlpul ăla, nu se întâmpla așa ceva. A, și încă o chestie foarte, foarte importantă. Nu încercați chestia asta acasă sau în parcările în care se află un singur stâlp. Între timp în Rusia... Mă, sincer, la câte clipuri am văzut din Rusia, nu mă miră nimic, dar ăsta, frate, și nu mă miră tipul ăla care e pe capota mașinii și cară șpițuri de zor în parbriz. Că, na, poate fi avut și el o zi mai nașpa, dar mă miră calmitatea șoferului care conduce mașina aia, atât de calm că nici măcar nu-l observă pe nătărăul ăla care își dezlipește papucii în bot de parbriz. Și totuși, cum să fii atât de calm? La noi în România se iau șoferi la bătaie doar pentru niște simple claxoane în trafic. Și tipul ăsta conduce liniștit și regulamentar cu dita mai scandalagiu pe mașină. Măcar de-ar da din ștergătoare să-l gâdile sau să-l deranjeze cumva. Mă, mie îmi plac spectacolele cu dansul la bară și nu pentru că e vorba de femei despuiate și mișcări lascive. Cu i-ar place. Doar că de fiecare dată când tipa aia e cocoțată pe bară, cade și e amuzant pentru că nu cade niciodată la fel. Și după ce dansatoarea aia se dă cu drojdia în sus, tipa de lângă ea își continuă spectacolul și învârte cercul aluminat în timp ce se uită mirată cum se adună colega ei de pe jos. Și la scurt timp după căzătură, un domn foarte generos se oferă să-i dea o mână de ajutor, ca să monteze bara, că doar a plătit niște bani la intrare, vrea să vadă spectacolul până la capăt. Ne mutăm puțin în Germania pentru a asista la o farsă cu bombă, care zic eu că a ieșit destul de bine. So, Achtung, gefährlich. Mă, eu nu am râs la clipul ăsta, adică se vede clar că tipa a luat faza în serios și fuge pe bune pentru a-și salva pielea. Și totuși cine-i Robert ăla? O fi vreun supererou care dezamorsează bombele din geamantanele verzi? Vedetele următorului clip sunt niște pisici cel mai probabil proaspăt întoarse de la veterinar și care cu siguranță sunt încă sub efectul anesteziei.
Bine, faza e că după anestezie, pisicuțele ar fi trebuit să mănânce cel puțin 2 ore. Dar mă gândesc că totuși n-au pățit nimic de la un castron de cereale cu lapte. Oricum, când le vezi prima oară, ai impresia că dansează. Am ajuns la clipurile cu pisici, uite ce reacție are o pisică atunci când se vede în oglindă. Băi, câtă uimire îi se citește pe față! Îți dai seama că nu prea înțelege ea de ce pisica cealaltă imită fiecare mișcare. Ok, cam atât pentru astăzi. Mulțumim celor care ne-au trimis filmulețe pe adresa noastră de Facebook. O puteți face în continuare, pur și simplu lăsați un mesaj cu linkul clipului și vom face tot posibilul să-l includem în următorul episod. Noi ne revedem săptămâna viitoare la Capital TV. Până atunci... Ia fă ceapa asta!